Canotajul din județul Suceava a fost reprezentat din nou cu succes în competițiile internaționale, de această dată la campionatul european de juniori 1, ce a avut loc zilele trecute în Cehia. Astfel, Clubul Sportiv Municipal Suceava a fost reprezentat de 4 sportivi, dintre care 2 au reușit să urce pe podium, în timp ce Clubul Sportiv Școlar Nicu Gane din Fălticeni a avut 3 canotori, toți reușind să câștige o medalie în probele la care au concurat. În proba de 4 rame, România a reușit să câștige medalia de argint cu o barcă din care au făcut parte și 2 sportivi din județ, Cezar Pascari, antrenat la CSM Suceava de Ioan Des și Mihai Ianoș, pregătit la CSC Nicu Gane din Fălticeni de Vasile Avrămia. Barca României a avut un start mai slab, dar pe parcurs a recuperat și a terminat pe locul 2 după Elveția, bronzul fiind luat de Serbia. În ciuda faptului că este junioară 2, sportiva Larisa Roșu de la CSM Suceava a avut o comportare foarte bună în proba de 4 vâsle alături de celelalte 3 colege. În final, Barca României câștigând detașat proba și titlul european la 5 secunde în fața locului 2. România s-a impus detașat și în proba regină, cea de 8+1, cu o barcă în care a tras și sportiva Cristina Sava de la CSC Nicu Gane Fălticeni. La același concurs, dar în proba de 2 rame, colegul său, Ciprian Tudosă, antrenat la CSC Nicu Gane de Vasile Avrămia, a reușit să câștige medalia de bronz. CSM Suceava a avut 2 reprezentanți și în barca de 4 vâsle masculin, Constantin Ștaut și Simion Mutu, sportiv ce a ocupat locul 5 în finala B, mai exact 11 la general din 18 echipe. Rezultatele sportivilor noștri sunt foarte bune dacă ținem cont că a fost un european foarte puternic la care au participat numai puțin de 32 de națiuni. Concurența este din ce în ce mai mare și este din ce în ce mai greu de a câștiga medalii și de aceea performanțele lor pot fi considerate mult mai valoroase. Sper ca o parte din sportivii noștri să prindă și campionatul mondial din Brazilia de la CSM Suceava, cele mai mari șanse avându-le Cosmin Pascar și Larisa Roșu, aceasta din urmă fiind încă junioară 2, a precizat antrenorul Ioan Despa, cel ce alături de Vasile Avrămia s-a ocupat de pregătirea echipajelor în probele de 4 vâsle, 4 rame și 2 rame la aceste europene de juniori. Pe lângă cele 2 medalii de aur de la 8+1 feminin și 4 vâsle feminin, România a mai urcat de 2 ori pe treapta a doua podiumului la 4 rame masculin și dublu vâsle feminin și de 3 ori pe locul 3 la 8+1 masculin, dublu rame masculin și feminin.